Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto acuză Poliția Națională de acțiuni ilegale ce ar fi îndreptate spre intimidarea și șantajarea companiilor de transport și a pasagerilor curselor ocazionale efectuate în zilele de duminică la transportarea protestatarilor. Asociația cere intervenția autorităților centrale pentru a opri astfel de acțiuni. În caz contrar, transportatorii amenință cu proteste. Între timp, șeful Inspectoratului General de Poliție a declarat postului nostru TV că oamenii legii au acționat strict în conformitate cu legislația. Cu ce argumente a operat, vedeți în reportajul ce urmează. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto acuză poliția de intimidare și șantajarea companiilor care transportă participanți la protestul din Chișinău. Operatorii de transport rutier ne-au comunicat că angajații poliției contactează telefonic șefii și proprietarii întreprinderilor pentru a amenința că dacă vor oferi transport protestatarilor, atunci se vor alege toți cu probleme. Angajații poliției fac poze la actele de identitate ale pasagerilor, la contractele încheiate între operatorii de transport și comanditarii curselor ocazionale, la listele de îmbarcare ale pasagerilor. Datele cu caracter personal și cele care constituie taină comercială sunt colectate într-un mod absolut ilegal, prin abuzuri săvârșite într-un mod deschis de către funcționarii care se arată încrezători că nu vor suporta nicio sancțiune, se menționează în declarația POTA. Asociația susține că acțiunile polițiștilor ar fi executate la indicația șefilor inspectoratelor raionale de poliție, precum și a șefilor INSP. Potrivit APOTA, asemenea abuzuri ar fi avut loc în raioanele Ocnița, Soroca, Florești, Râșcani, Orhei, Călăraș și altele. Reprezentanții asociației cer intervenția autorităților centrale. În caz contrar, spun ei în comunicat, transportatorii vor fi nevoiți să-și organizeze propriul protest împotriva persecuțiilor. La rândul său, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General de Poliție, a declarat pentru TV6 că oamenii legii au acționat strict în conformitate cu legea. Din toți cei care au fost documentați pentru constatarea contravențiilor și încălcărilor, câți dintre ei nu au fost de acord sau au contestat aceste decizii ca să arate că ei au fost corect? Vă spun eu, niciunul. Deci presupun că toate persoanele care cumva au fost sancționate pentru abaterile comise în trafic în momentul deplasărilor și-au asumat și-au recunoscut vina. De aici rezultă, sunt doar niște declarații. Reprezentanții partidului Șor au declarat anterior că duminica trecută, ca și în alte zile de proteste, poliția ar fi împiedicat mii de oameni să ajungă la Chișinău prin oprirea autobuzelor în care se aflau aceștia. Săptămâna trecută, Agenția Națională de Transport Auto a comunicat pentru TV6 că inspectorii au oprit 18 autobuze și au sancționat șoferii pentru încălcarea prevederilor codului transporturilor auto, în special pentru faptul că șoferii nu aveau permise sau transportau persoane cu încălcarea graficului specificat.